seara am dormit aici, tot căldură era. Să fie căldură dacă este nu există un perete. Dacă nu există un perete, cum să fie căldură? Zeci de familii de romi își petrec nopțile sub cerul liber sau în adăposturi improvizate, fără geamuri sau uși, pe temperaturi de minus 2 grade Celsius. Nu au unde să se ducă pentru că au fost dați afară din locuințe de cei de la primărie. Familia Suliman are 5 copii, iar femeia urmează să îl aducă pe lume pe al 6-lea. A fost frit puțin, ce să fac? Oricum rece, da? Aici. Cât a fost că era cazanul, a fost cât de cât mai bine. Era poturile ude, toate paturile, uite, le-am băgat puțin mai las spre sobă și am dormit un corn. Cum spune, avem mutații de aici, de 20 de ani suntem de aici. Am aveți doi copii. Buletin? Pe buletinul Forest sunt strada agricolă numără 2. Ce vrem să facem? Vrem să ne dăm locuință, tata. Noi avem pretență pentru locuință. Nu avem unde să plecăm la altă țară, că noi suntem de aici. Dacă plec la altă țară, nu mă gurești aici? Uite la Forest, asta e strada, asta e a noastră. Ca ei sunt mulți alții. Până acum, peste 100 de persoane au rămas fără de post după ce autoritățile locale au intrat cu buldozerele peste baracile ilegale în care stăteau. 55 de minori au intrat deja în atenția organizației Salvați Copiii. Au fost încălcate grav drepturile fundamentale ale copiilor. De aceea ne gândim la primele nevoi, nevoile primare, da? Nevoia de hrană, nevoia de hăinuțe, da? De știu, asistență medicală, încercăm să-i ajutăm urgent cu chestiile astea. Edilul din Eforie spune că nu a făcut altceva decât să respecte legea. Dacă noi vom mai fi în continuare tracasați și nu știu, hărțuiți că aplicăm legea în România, înseamnă că va trebui să schimbăm legea și să spunem că oricine în România poate să construiască oriunde vrea, poate să-și depoziteze gunoaiele unde vrea, poate să se așeze unde crede el cuvinte, să fure tot ce vrea pentru că are drepturi, dar numai dacă face parte dintr-o anumită minoritate. În plus, autoritățile locale spun că familiile au fost amendate în repetate rânduri pentru munții de gunoaie și focarul de infecție din cartierul demolat. Pe drumul ăsta, acolo la aia. Acolo suntem mulți copii, mulți să bate copii acolo, să ne chinuim, n-avem ce să mâncăm, n-avem spălat, n-avem cu ce să... Ne-au plutit păduche, crede-mă că ne-au plutit păduche. Dar înainte ce mâncați aici? Din ce trăiați? Dinainte găseam bidoane adunam, bidoane. Căram câte două, trei saci de bidoane, scuteam 300 de mii, 400 de mii, luam mâncare la copii, mânca copii. Ca soluție de compromis, o parte din acești oameni au fost cazați temporar în clădirea dezafectată a unei foste școli din Eforie.